am plecat spre birou, unde eu am super treabă, pentru că am odată la ceva timp, eu aduc oameni noi în echipa mea, pentru că știm foarte bine că domeniul în care lucrez eu e super creativ. No, și creativitatea asta să mai termină din când în când, mai ales când ești obosit ca mine. Și mă bucur că, deși nu am făcut interviu, eu mă oferesc să fac interviuri, n-am avut niciodată nicio experiență bună cu un om pe care l-am angajat pe calea aia. Am găsit doi tineri, acum se numesc Z, că sunt din generația Z, care sunt foarte pe filmul meu și aveam o ședință cu ei. În primul rând trebuie să le fac onboarding cu tot ce înseamnă The Office-ul și bucătăria business-urilor mele și să ne organizăm pentru că pregătim niște campanii din astea de lansare a parfumului pe care l-am făcut și care e chiar gata din octombrie, dar vrem să-l lansăm. Vrei să mergem la Balvanioș, băi? Da! Eu aș vrea să mă duc, nu te mint, aici ai. Don't stop complaining, don't tell me cause it hurts. M-aș duce la Balvanioș și spun de ce, căci că mi-a zis Savagiu că a fost și că e foarte mișto și pe masaje și pe tratamente și pe ce vrei. Da. Și n-am fost. Și acum am luat după chestia asta cu băile, eu tare. Da. Faci în țară, pe sănătate. Da. Ce-a făcut? Nu, era să mă bagă. A rămas fără lăutariu. Deci am tot vorbit cu copilașii ăștia noi. Dar nu mi-ai spus, există niște oameni noi? Există niște copilași noi, că eu dată la ceva timp îmi restructurez echipa și îmi duc fresh new blood în echipă. Pentru că în domeniul în care lucrăm noi și aoleu, ce film mi-am luat când ai zis fresh new blood. Trebuie să fac content, se întrebă din ăștia creative. Nu, dar eu am luat cum era aia cu care se îmbăia în sânge, știi? Da, păi, într-un fel, da, de acolo vine, nu pot să te mint, că-mi place imaginea. Nu, și am găsit doi care să fie pe filmul meu, că acum nu se implică pe generația asta Z, nu, ca în generațiile noastre. Unii care șoart, bă, băiatule, a râs, băi. Deci fii atenți că sunt ăștia mici în București, mă refer ăștia mici, între 20 și 28 de ani, știi? Auzi, băiatule, că ei își dau filme din astea, deci mie mi se pare fascinant cum într-o lume în care ai acces acum la ta informație, la atâta cultură, la ta, ei încă mai trăiesc să-și pună bani deoparte, să-și cumpere jos stâncul de la cartier și încă pe principiu, mamă, n-am mai postat un story la restaurant de mac, ori trecut vreo săptămână. Trebuie neapărat să te duci la restaurant, să fug la restaurant, să-și pozeze mâncarea. Ca să arate găștii lor de interes, că vezi, Doamne, cum șoard ei din restaurante major, ce dracu. Ferească-te, Dumnezeu, și a rămas proastă, băi, cât de trist mi se pare, bă. Și genii mare fiță, vezi, Doamne, se pozeze că mănâncă paste cu caviar dimineața, știi? Că înseamnă că au, dar ei sunt niște oameni din ăștia care, asta mi-a zis, bă, băiatule, dar stai un pic să ne înțelegem, că ei... Ăștia sunt niște copii care câștigă 3-4 mii de euro pe lună. Deci ăștia trebuie să șoardă ca și cum ar câștiga 30 de mii de euro, dar 3-4 mii oricum e mult. Dar ei șoard ca și cum ar fac 3-4 mii pe oră, îți dai înțelegi? Seama. Și da, zic, pentru că toată lumea e nebunită. Era una la un moment dat. Imaginea asta. Exact, fii atent aici. Nu știu ei că așa se numesc. Eu cum lucrez cu informația și cu chestiile astea și cu terminologia asta. Janina Sârbu, Laura Vorcolui, astea erau proto-influencere, că așa se numeau la început, dracu, de unde influencer este ele. Așa le ziceau, le-au definit acum. Păi vezi că Janina Sârbu, pe principiu toate sunt vechi și nouă toate, acum 25 de ani povestea până oraș că ea mănâncă numai caviar, că n-are altceva în frigider. Aolo. Laura Vorcolui care zicea că ea mănâncă caviar de pe ziar, că ea n-are parizer. Doamne. Băi, ce-ai? Da, era un personaj. Păi erau niște personaje, dar mie mi se pare incredibil cum copiii ăștia. Păi asta zic, de ce nu se face diferența între... Dar de ce nu se face diferența între personaj și chestii autentice? Pentru că adică... trebuie un pic de inteligență să faci asta și doi. Pentru că ăștia șoardă așa, tot ziceam că ei, săracii, da, mă, au atâta câștigă într-o lună 3.000 de euro și se duc ei la repede, fug la cartier să-și ia îmbrățară. Bine, ăia fericiți câștigă 3.000 de euro, că eu știu și din astea care câștigă 2.000 de lei. Și acum revin la ceilalți din Z, că mai e un crowd. Care e crowd din ăsta care sunt niște copii foarte creativi, foarte mișto, bă, ai fi surprins, bă, nu zic un cuvânt rău de nimeni, nu vorbesc nașpa, nu nimic, sunt foarte constructivi.
care citesc niște cărți și care săraci, nu, îți dai seama, ca toți noi, și noi la 22 de ani, ce-ți faci? Chelnerești. Da, ce dracu să faci? Ești vânzător la un magazin. Dar informația e mult mai creativă la ei și eu mi-am făcut un, cum să zic, o nouă echipă. Din ăștia mici. Da, din ăștia mici, dar nu, că și noi alții, eu nu zic că nu sunt oameni, da. Ok, lucrez cu ei, dar când îi aud, te zic, fac eu rând, mă. Când îi aud, cum stau ei, că, băi, îmi spun mie, știi, Ana, nu vrei să mergem la restaurant? Nu, mă duc acasă, care-i treaba, n-am chestia să mă stau cu un restaurant, îți mă. La anii noștri, noi acum... Adevărat. Noi acum ne apucăm de gătit ca la să... Noi acum ne apucăm de gătit ca să ne facem mâncare acasă. Exact, mâncare cu iubire. M-am dus la restaurant pe mine, lasă-mă, dracule, că de la 15 ani cu restaurante. Și îmi zic, dar n-ai mai fost la restaurant de ceva timp? Nu ăștia mai de la birou, tu și ăștia la alți micuți. Și de ei cumva așa, cum să zic, cu grijă față de mine. Păi da, dar n-ai mai fost și nu dă bine. Că... ca și cum ar merge pentru tine. Bă, nebunule. Tu crezi că eu mai promovez porcăria asta voastră? Și așa am aflat eu că, de fapt, dacă nu mergi la restaurant... Păi înseamnă că noi am ieșit de mult din schemă. De când nu mai suntem străchinărezi? Păi noi nu mai suntem... De când am început să facem bani reali! Da, adevărat! Că, practic, când faci bani reali, te liniștești. Eu când îi aud cu... Eu pe străchinăreală n-am înțeles niciodată. M-am mai dus și eu că te mai duci la un om, la un prieten, la nu știu ce. Dar eu pe străchinăreală... Nu. Mă gândeam dacă ai chiar săptămâna viitoare, că eu o să fiu mai mult pe acasă, știi? Să vii să mergem până la Plau. Să vezi studiourile. Care de fapt ți le poți face în apartament cu două cămăruțe, cum ar veni. Adică și departajezi, dormitor și bucătărie. Ca o garsonieră dublă. Și care sunt la dezvoltator astea? Da, sigur. Poți să te iei și cu la dezvoltator. Mă, uite-l pe ăsta. Și cu... Nu știu la... cum să fie la mine, eu n-am agenție, ești nebun la cap, ce ai? Eu îmi iau încă unul, că mi-am mai luat câteva și mai iau acum încă unul, că au prețuri super bune. Păi ia. Adică 669.000 și... Băi, vede și Clau, frate, are întrețineri foarte... Și îmi spun și ceilalți chiriași, au întrețineri foarte mici, adică e risc în afară de... Într-adevăr, e un complex rezidențial și au cine are studio, cam plătesc cum 250 de lei, 270 de lei pe lună, mentenanță. Că noi suntem unul complex, da? Dar ce ar mă interesează? Dar vezi că în rest, mi-au zis că nu au întreținere, că curent plătesc undeva la 99 de lei și că tot le au toate aprinse, gen. Dar trebuie să văd cât e avans. Te rezolv eu dacă vrei, că eu cum am luat mai multe și oricum, așa, vorbesc, nu e o panică, da, îți spun toate informațiile astea. Aș vrea, nu. Da, în sensul că eu nu zic să vii, zic doar că încă o variantă față de, știi că noi tot am vorbit. Nu, că eu chiar aș vrea să iau ceva, adică chiar e... Păi asta zic, tot am vorbit că-ți trebuie. Da. Și ziceam să vii să te uiți, pentru că acolo la... Tu ai văzut că, băi... Tu nu ești în pipera profundă, bă, băiatul. Nu, stai, mă, despre ce vorbim? Că nu vezi e... că eu de acolo, zicem noi glumim, dar e una, două aici. Nu, ce ai? Și se face avalonul ăla care e splendid și la noi ne facem mai mari. Vezi că acolo unde se construiește vis-a-vis de noi, lângă, în spate, unde vezi tu e construcția, acolo nu e un alt bloc.